Tragedie și în județul Dâmbovița, o copilă în vârstă de doar 13 ani a fost lovită de un tânăr teribilist care mergea cu viteză prin oraș. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața fetei. Șoferul de 22 de ani, care nu a încetinit la trecerea de pietoni, s-a ales deocamdată cu dosar penal. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Sunt o fata mea de acolo. De aici sunt o fata mea târâși. Auză! În imagini se vede cum părinții șocați așteaptă să vadă starea fetiței lor. Evenimentul a avut loc pe Calea Domnească din municipiul Târgoviște. În urma impactului, fetița în vârstă de 13 ani a fost aruncată pe asfalt aproximativ 20 de metri. La fața locului au sosit mai multe ambulanțe, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare în interiorul autospecialei. Cu toate eforturile lor, inima fetiței nu a răspuns manevrelor și a fost declarat decesul micuței la spital. La volanul autovehiculului se afla un tânăr de 22 de ani. Acesta nu a încetinit la trecerea de pietoni și a provocat o tragedie. În urma accidentului, acesta s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă. Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii evenimentului rutier.